casa. Super dimineața. Bună dimineața, dragii mei. Bună dimineața de aici, de la Super dimineața, din inima Devei, cum îmi place mie să spun în fiecare zi. Noul nostru slogan, tocmai îl povesteam cu invitatul meu, să avem răbdare. Și veți vedea imediat despre cine e vorba. Suntem aici în inima fiecărui oraș din județul Hunedoara. Pentru că reamintim, ne vedem pe tot teritoriul județului Hunedoara și pe toate rețelele de cablu. Dragii mei, 6 noiembrie. Afară nu mai plouă ca ieri dimineață. Parcă temperatura așa s-a mai apropiat sufletește de noi. Nu mai e chiar atât de rece ca în celelalte dimineți. Ce mai faceți? E cald acasă. Mă bucur că sunteți alături de noi și cei din fața televizoarelor pe care vă salut, dar și cei care sunteți alături de noi pe Facebook, pe pagina de Facebook a Postului 1 TV și pe pagina mea personală de Facebook Pop Maria Ioana. Și dacă tot am făcut prezentările, ce mai faceți la sfârșit de săptămână? O să vedem ce am putea să facem la sfârșit de săptămână. Dar până atunci, din păcate, începem cum am început în fiecare zi, din păcate, în acest 2020. Un an deosebit, un an pandemic, așa, greuț, ne la locul lui și nu foarte pe sufletul nostru. Și se pare că surprizele din punctul ăsta de vedere nu se vor termina. Vom vedea la știri ce se va întâmpla. Până atunci, am eu așa o poveste la care m-am gândit de azi dimineață. Ce înseamnă societatea în aceste vremuri tulburi? Ce rol sau care sunt bazele unei societăți sănătoase în aceste vremuri tulburi? Și nu doar în aceste vremuri. Una dintre cele 4 baze ale piramidei pe care ne ridicăm societatea, viața și fiecare zi până la urmă, pentru că avem nevoie de o bază, este educația. Și așa cum știți, educația la momentul ăsta are mari, mari probleme. Nu doar în România, peste tot în lume. Și zâmbesc pentru că invitatul meu deja zâmbește, pentru că știe foarte bine despre ce vorbesc. Nu puteam să-l chem pe altcineva alături de mine în platou decât pe domnul director de la Colegiul Național de Cembal din Deva. Bună dimineața, domnule director! Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație! Marin Florin Ilieș, și sper să nu-l botez, cum fac de obicei, că eu mai bâlbâiesc așa dimineața la prima oră. Dar voi mă iubiți, că asta sunt, cu bâlbele mele. Domnule director, ce faceți în aceste vremuri tulburi? Mi se pare că aveți o misiune foarte, foarte grea. Da. Desigur, sunt o persoană activă și sunt implicat în foarte multe proiecte în aceste vremuri tulburi, dar în primul rând mă preocupă activitatea didactică și în calitate de director al Colegiului Național de Cebal îmi organizez activitatea în unitatea de învățământ încât elevii și profesorii să își poată desfășura procesul de învățământ, elevii să vină la școală în condiții de siguranță, de asemenea și profesorii. Încercăm să îmbunătățim în fiecare zi transmisia lecțiilor pentru elevii care sunt acasă în online. Este o perioadă foarte grea. Există elevi carantinați, sunt elevi care au părinții infectați cu acest virus, trebuie să le acordăm o mare atenție lor, familiilor. Sunt foarte multe probleme, nu ne așteptam ca
în acest an școlar lucrurile oarecum s-au agravat față de anul trecut, perioada martie-iunie. M-am înnecat. Da, adevărat. Și vedem asta cu fiecare zi la știrile de la 1 TV și nu doar, și pe știrile televiziunilor naționale. Se pare că da, tot mai mulți infectați, chiar povesteam. Acum e și vina noastră că nu purtăm acea măscuță. Sigur. Absolut necesară. Nu ne protejează 100%, dar e o protecție în fața acestui virus nenorocit, care până la urmă, inutil, scuze, e expresia fetiței lui Cristi. Dar trebuie să înțelege că până la urmă noi înșine ar trebui să ne protejăm. Sigur. Nu să ne protejeze statul sau altcineva. Până acolo, ce înseamnă, și vorbim la modul general, o să povestim probabil și despre proiecte și despre acele tablete care, și ce înseamnă învățământul online, dar părerea dumneavoastră, nu ca și director, ca și om care pune bazele acestei societăți de foarte mulți ani. Pentru că prin mâna dumneavoastră, sau cum să spun, prin catalogele dumneavoastră, pentru că suntem la Super Dimineața, au trecut mulți, mulți elevi. Da. Ei sunt viitorul acestei societăți. Ce înseamnă misiunea dumneavoastră ca profesor în acest an deosebit? Pentru că e foarte greu, nu știu, pierdem legătura cu copiii, pierdem legătura cu sufletele lor. După ce ne-am chinuit ani de zile să-i apropiem, acum îi învățăm ce înseamnă distanțarea socială. Da. Așa cum spuneam, este un an foarte greu, cu foarte multe preocupări. Sincer, nu mă așteptam să trăiesc aceste zile în cariera didactică și să mă gândesc astăzi cum îmi voi desfășura activitatea mâine, față în față cu toți elevii, cu o parte în sala de clasă și o parte online, sau cu toți elevii online. Pentru fiecare variantă îmi fac câte un scenariu și cred că toți profesorii procedează în felul acesta, se gândesc cum să-și organizeze scenariul didactic încât elevii să înțeleagă cel mai bine. Desigur, eu optez pentru varianta față în față, cu toți elevii în sala de clasă. Așa am fost obișnuit, așa am învățat că este bine. Elevii trebuie să mă privească, eu trebuie să îi privesc pe toți elevii odată, trebuie să îmi gestionez mișcările, limbajul, vocea, după privirile copiilor, după felul în care mă urmăresc, îmi dau seama dacă ei înțeleg ceea ce le spun, revin și am un dialog nu numai verbal cu ei și în felul acesta îmi pot regla foarte bine demersul didactic. Lucrurile se complică când jumătate dintre elevi sunt în sală și jumătate sunt acasă. Sigur, noi nu suntem nici actori și nici nu ne desfășurăm activitatea didactică într-un studio de televiziune. Trebuie să fim foarte atenți, depindem de o conexiune la internet, depindem de microfoane, depindem de, aparatele pe care fiecare elev le are acasă. Noi nu cunoaștem aceste aparate, nu știm cât sunt de performante și nu avem întotdeauna semnalele de la toți elevii cum percep această transmisie. Desigur, tabla nu este cea mai bună variantă și în perioada aceasta noi achiziționăm tablete grafice pentru profesorii, în primul rând cei care predau discipline de examen,
încât scrierea pe tablă să fie foarte clară pentru toți elevii, să putem utiliza culorile, să putem utiliza grafice, să putem utiliza desene, să le transmitem în timp util. Nu mă așteptam, desigur, și cred că nimeni nu s-a aștepta să lucrăm cu toți elevii online. Sigur, sunt foarte multe dezavantaje acestui mod de lucru. Nu îi putem urmări, această distanță între mine și clasă se resimte. Nu am permanent un feedback din partea elevilor și facem mari eforturi să explicăm, să transmitem lucrurile esențiale și să de fiecare dată când mă aflu în fața elevilor, mă gândesc oare înțeleg, oare am fost destul de explicit, mă gândesc oare aș mai putea reveni la această temă, când aș mai putea reveni, este o temă de examen, poate elevii au nevoie în viitor de ceea ce le-am spus astăzi și lucrurile acestea să știți că ne frământă foarte mult. Desigur, îmbunătățim. În fiecare zi perfecționăm, adăugăm câte ceva. Dacă la început nu utilizam aceste tablete grafice, ne era foarte greu să scriem, mai ales cei care predăm chimie, fizică, matematică, biologie, să facem desene în timp util. Iată că acum vom avea posibilitatea să lucrăm mult mai bine. Sperăm că această perioadă nu se va prelungi foarte mult. De asemenea, avem o legătură foarte strânsă cu familiile elevilor. Noi înțelegem că foarte multe familii trec prin perioade dificile. În familie există persoane care sunt bolnave, persoane care sunt în izolare, care trăiesc cu teama aceasta infectării cu acest virus. Îi simțim pe elevii noștri că sunt îngrijorați. Trebuie să dăm dovadă de foarte multă înțelegere, precauție atunci când discutăm cu ei. Vreau să vă spun că demersul nostru din acest an nu mai seamănă cu cel de anul trecut și lucrurile se schimbă în fiecare zi. Îmi vine foarte greu să accept faptul că în acest an școlar nu vom mai avea olimpiade școlare, că elevii nu vor mai participa la competiții. Ministerul a emis un ordin și pentru acest an școlar a amânat desfășurarea tuturor concursurilor și olimpiadelor școlare. Era un mijloc de a stimula învățarea, competiția. Iată că din cauza virusului am renunțat la aceste competiții, dar va trebui să punem ceva în loc, să îi stimulăm pe elevi, să îi ambiționăm, să nu își piardă spiritul acesta de competiție, pentru că acest spirit de competiție conduce la performanță în ultimul rând. L-am lăsat pe domnul director să vorbească, îi savuram fiecare cuvânt. Credeți-mă că mie personal cea mai mare provocare a acestui an, dacă aș fi fost sau aș face parte dintre cadrele didactice, mi s-a părut și m-am gândit la ei de nenumărate ori și vă aduceți aminte cei care mă urmăriți că am mai tot spus-o, să fii profesor în 2020, mie mi se pare misiune imposibilă. Și știți de ce spun asta? Că misiune imposibilă, toate părțile se termină cu bine. Deci sunt convinsă că până la urmă acești oameni minunați vor reuși să ducă la bun sfârșit această misiune imposibilă. România să scape cu bine din această provocare învățământul online.
Pentru că cei de acasă, ăia micii sau mai mari, mai devreme sau mai târziu se vor obișnui cu device-urile, de calitate sau nu. Cea mai mare provocare sunt profesorii. Și de ce spun asta? Eu nu am copii, știți asta, o tot spun, dar am prietene care au și care și-au dus copiii la școală și tot timpul spuneau, eu vreau la acea învățătoare pentru că are N vechime în muncă și a scos atâtea generații bune. Bun, ce facem în 2020? Pentru că, din păcate, acei învățători, profesori care au o anumită vârstă, au învățat să predea o pedagogie frumoasă, dar față în față. Cum îi obișnuim pe oamenii aceia, care sunt minunați, să treacă dincolo de sticlă, de acele ecrane? Ei, ați fi surprinși. Am întâlnit învățători chiar din sate, învățători, și vorbesc de acei învățători care au în clasă a întâia, a doua, a treia, a cincea, ei, cu un telefon foarte amărât. Învățătorul acela a reușit să-și cucerească elevii și să-i țină acolo în fața device-urilor. Pentru că până la urmă nu știu cu ce să aleg ei foarte mult, oricum chiuleau și de la școală, dar e mare lucru să-i ții conectați când ei pot chiuli foarte ușor. Mie asta mi se pare cea mai mare provocare să fii profesor în ziua de astăzi. Învățător, educator, și putem vorbi la nesfârșit despre acești oameni minunați care până la urmă dau viitorul acestei țări. Da, aveți dreptate și aș vrea doar să completez că acei profesori care și-au făcut datoria și sunt profesori dăruiți de foarte mulți ani, să spun așa, cu foarte multă experiență în activitatea didactică la catedră, față în față cu elevul, să știți că s-au adaptat foarte repede la această procedură de predare a lecțiilor. Desigur, profesorii care n-au manifestat preocupare nici până acum, legătura lor cu clasa nu se realizează nici prin metodele moderne, nu sunt pasionați și, ca și în orice domeniu, avem foarte multe lucruri de îmbunătățit. Dar revin, așa cum a spus, există profesori dedicați, profesori tineri sau profesori în vârstă, în oraș sau în mediul rural, cu foarte multă dăruire, cu foarte multă ambiție. Sunt profesori care aveți dreptate cu ajutorul telefonului sau cu un calculator poate nu foarte performant, reușește să se facă înțeles, să își predea materia, să țină legătura cu elevii săi și pentru aceste calități ei merită toată prețuirea noastră. Și merită toată prețuirea. Domnul director nu va putea să spună niciodată, dar noi cu toții știm că în țară, la momentul ăsta, sunt probleme. Te va scăpa așa ca prin urechile acului de scenariu roșu și totuși se așteaptă sau se prevede, sau să nu mai zicem că vedem luni ce se întâmplă, dar se pare că vom intra într-o nouă etapă. Școlile vor fi închise. Toată lumea a sperat că nu se va întâmpla. Bine, vor fi închise multe, dar vorbim de școli în dimineața asta. Dacă vorbim de toate, ci că închide și târgurile și piețele. Eu asta nu pot să cred, că piețele agroalimentare vor fi închise. Cred că vor fi închise acele târguri de animale ad hoc. Bună dimineața, Rosie, el este vocea din capul meu în fiecare dimineață. Îi mulțumesc că și în dimineața asta este alături de mine. Fără el, credeți-mă că de multe ori aș dormi. Noroc că mă mai trezește, așa din când în când. Și îi mulțumesc pentru asta. Dragii mei, multe lucruri se pare că multe instituții vor fi închise, începe telemunca, povesteam cu Amarildo în dimineața asta la cafea, nu știu cumva telemuncă un zidar. Hai să nu fim serioși că lucrurile se vor regla. Un lucru este cert,
Se pare că de săptămâna viitoare școlile se vor închide și vom trece la online. Acum, la momentul ăsta, multe voci vor spune: nu avem aia, nu avem aia, și noi o spunem, suntem conștienți, sunt sate întregi, la Bătrâna nu este internet, nu este nici curent, de unde internet? Și acolo sunt copii. Va fi foarte greu. Sunt sigură că cineva până la urmă le va pune cap la cap, pentru că în sistemul de învățământ sunt oameni cam domnul director. Și știu ce vorbesc, credeți-mă, că oamenii ăștia chiar știu ce au de făcut. Și pun mână de la mână, deși nu vor să spună. L-am rugat să spună despre o activitate sau ajutat între ei. Nu vor. Dar ei sunt uniți și cu oameni ca ei vom răzbate. Ce va însemna în mod direct pentru Colegiul Decebal Online? Sunt ferm convinsă că sunteți pregătit, deși nu vreți să recunoașteți asta. Elevii nu vor avea de suferit. Da, ne străduim încât niciun elev să nu aibă de suferit începând de luni, de când vom intra cu toată clasa în online. Din informațiile pe care le deținem până în acest moment, toți elevii au posibilitatea de a recepționa lecțiile și fac un apel pentru părinți să ne informeze atunci când întâmpină greutăți cu calculatoarele, cu tabletele, cu internetul, să găsim variante, să venim în sprijinul lor. De asemenea, vom pune la dispoziție, dacă va fi necesar, calculatoarele și din laboratoarele de informatică. Aceste calculatoare, în perioada în care elevii învață în acest sistem online, calculatoarele fixe și laptopurile, acolo unde există, le vom pune la dispoziția elevilor. Noi nu avem foarte puțini elevi, noi nu avem foarte mulți elevi care întâmpină astfel de probleme, dar vom da o mână de ajutor și școlilor. Cel puțin sunt câteva școli din mediul rural care au nevoie de ajutor în aceste zile și cu siguranță îi vom sprijini. De asemenea, școala va fi la dispoziția cadrelor didactice. Vă spuneam că profesorii de matematică și limba română care predau discipline de examen vor primi aceste tablete grafice, încât procesul să decurgă în condiții foarte bune, procesul de predare. De asemenea, toți profesorii au primit tablete conectate la internet și vor avea posibilitatea să transmită aceste lecții atât de acasă cât și de la școală. Recomand și întotdeauna am făcut-o, profesorii de fizică, de chimie, de biologie, poate de educație fizică, transmit aceste lecții din școală. Aș prefera un profesor de fizică să transmită elevilor lecția din laboratorul de fizică, să aibă la îndemână aparatura necesară, să aibă dispozitivele, să aibă tabla, creta și să aibă o comunicare încât foarte bună cu elevii, încât lecția să-și atingă scopul. De aceea vom încerca să adaptăm puțin scenariul didactic la aceste condiții. De asemenea, ne preocupă pentru perioada următoare și evaluarea. Sigur, elevii trebuie să primească note, ei trebuie să participe la lecții, ei trebuie să răspundă, ei trebuie să dea teste. Suntem în perioada în care tatonăm platformele de evaluare online. Și într-un timp foarte scurt aceste teste se vor da online. Ele asigură o evaluare corectă, dau posibilitatea elevilor să își verifice cunoștințele, le vom pune la dispoziție și aceste baterii de teste,
Dar sigur vor realiza și o obiectivitate a notării și nu vor da elevilor posibilitatea să copieze sau să își transmită răspunsurile, pentru că platformele generează întrebările, schimbă ordinea întrebărilor, schimbă ordinea itemilor, încât foarte greu poți să comunici rezultatele prin alte mijloace. Deci dorim să avem o evaluare corectă. Iată că avem foarte multe frământări în perioada aceasta și încercăm să rezolvăm toate problemele care apar pe parcurs. Desigur, vom adapta programul pentru învățământul primar și preșcolar. Aici lucrurile puțin se complică. Trebuie să lucrăm și cu părinții elevilor. Ei vor gestiona aceste calculatoare, tablete pe care elevii le au acasă. Vom adapta orarul școlar. Cred că vom lua o hotărâre astăzi legată de durata unei ore pentru învățământul primar. Vă dați seama, un copil din clasa pregătitoare nu va putea sta în fața calculatorului de 4 ori câte 50 de minute într-o zi. Este foarte greu și atunci cred că vom scurta oarecum durata acestor activități didactice. Da, vom mări numărul pauzelor dintre ore. Activități, sigur că da. Sigur, vom avea în vedere și învățământul preșcolar. Acolo educatoarele vor trebui să țină legătura cu preșcolarii, să se întâlnească în fiecare zi, să preșcolarii să aibă acest sentiment de, sau să li se formeze sentimentul de apartenență la colectivitate, să țină legătura cu educatoarea, cu colegii, să cânte, să învețe poezii. Sigur, aici familia joacă un rol foarte important și aș face apel la toți părinții să fie alături de copii și alături de școală, să-i sprijine. Sunt trăiri emoționale puternice care trebuie gestionate și această gestionare nu depinde numai de profesor, depinde foarte mult și de familie. E, dragii mei, acum după ce l-am ascultat, în continuare insist, mulți dintre voi o să mă criticați, știu asta, dar ăsta e adevărul. Pentru asta îți dorești să ajungi la decebal. Eu nu am terminat liceul în județul Hunedoara, dar pentru asta îți dorești să ajungi decebalist, cum am spus și cum au învățat elevii dumneavoastră pe vremea când încă mai făceam știri cu decebalul. Și încă ne puteam vedea și apropia și acei copii minunați ne-au primit de fiecare dată în mijlocul lor și sunt sfer convinsă că aceste lucruri se vor schimba și ne vom întoarce la viața dinainte, deși am eu un prieten care spune că lucrurile nu vor mai fi la fel. Ba da, până la urmă viața va răzbate, pentru că așa ne-a arătat de la Adam și Eva încoace că până la urmă pământul își duce cursul. Au mai fost războaie și viața a revenit la normal. Așa vom reveni și acum. Da, pentru asta îți dorești să ajungi elev la decebal, pentru asta părinții cer de la elevi să evolueze, să fie atenți și să ai o notă bună. Dacă nu reușești din clasele primare, măcar la treaptă, la, mă rog, cum îi zice, examen de capacitate, să ajungi la decebal. Pentru că acolo sunt oameni minunați care au dat dovadă că și pe pandemie și fără pandemie, profesorii de acolo au găsit calea să ajungă la sufletul elevilor și să-i ducă acolo pe culmile gloriei și sunt mândri și elevii de profesorilor, dar și profesorii de elevii care i-au dat, oamenii pe care i-au dat societății române până la urmă, pentru că sunt pe tot mapa mondu, da? Da. Împrăștiați în toată lumea. Sigur,
Continuăm să avem așteptări înalte din partea elevilor și noi facem eforturi să fim la înălțimea așteptărilor lor și a părinților. Iată că și anul trecut rezultatele de la examenele naționale nu au fost mai prejos decât cele de anul precedent, sigur că da, cu toate că a fost o perioadă destul de lungă de întrerupere a activității. Și în acest an, vă spuneam, competițiile școlare, olimpiadele, concursurile s-au amânat, ceva va trebui să punem în loc, dar în primul rând avem în vedere pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, pentru evaluare națională. Sigur, aceste note pe care ei le obțin le vor da posibilitatea să se înscrie la facultățile pe care și le doresc, să ajungă la liceele bune, să prindă specializări bune și de aceea noi ne ajutăm elevii foarte mult. Revin și spun că fără ajutorul părinților, fără o susținere din partea părinților, performanță în învățământ nu se poate face. Dacă părintele crede în școală și susține școala și susține demersul cadrelor didactice, atunci cu siguranță elevii vor avea succes. Unii vor avea succes imediat, unii vor avea succes mai târziu, dar toate întâlnirile pe care noi le avem cu foștii absolvenți, cu foștii decebaliști, să știți că prețuiesc școala, prețuiesc profesorii, spun că ceea ce au învățat pe băncile acestei școli au ajutat foarte mult, că de fapt aici s-au format caractere, aici au pus bazele pregătirilor generale, de aici, fără ceea ce au învățat în Colegiul Național Decebal, nu puteau mai departe să performeze și să se realizeze în țară sau în străinătate. Vorbim despre multe generații, nu numai despre generațiile de ieri, de alaltă ieri, vorbim despre generații de 20, 30, 40 de ani, oameni ajunși la maturitate, care se gândesc cu recunoștință și apreciază munca profesorilor. Sigur, sunt momente când părinții sunt nemulțumiți de școală, sunt nemulțumiți de profesori, sunt prea exigenți profesorii, le cer prea mult, nu mai fac față. Sigur, noi așa suntem obișnuiți și așa am și învățat că trebuie să avem cerințe înalte. În felul acesta, clasa, întreaga clasă progresează și spunea un părinte care a venit să-și transfere copilul la noi la școală și îi spuneam că va fi foarte greu, copilul nu are note bune și trebuie să învețe foarte mult și a spus că el preferă să fie ultimul într-o clasă foarte bună decât primul într-o clasă slabă. Și atunci sigur că am apreciat gândirea părintelui și, într-adevăr, copilul la noi la școală a făcut mari progrese. Și uite așa, pe domnul director Marin Florin Ilieș, îl găsiți, dragii mei, și pe paginile de socializare, îl găsiți pe Facebook. Orice problemă ați avea, căutați-l. Pentru că e acolo, vă spun eu, pentru fiecare... Nu întotdeauna răspund. Nu răspunde întotdeauna, dar vă sună înapoi. Și dacă nu răspunde la telefon, scrieți-i mesaj și va înțelege și va găsi soluția. Și știu asta pentru că am văzut asta de nenumărate ori.
pe lângă că îl găsim la școală, da, numai puțin. Ramona Opric, bună dimineața! Florina Mihailă, bună dimineața! Îți mulțumim că ești alături de mine, alături de noi. Claudia Vintilă, o colegă din Sebeș de liceu, o salutăm. Simona Pașca, uite, vă salută doamna Dorobăț Nicolet. Bună dimineața și vă mulțumim că ne urmăriți. Și dacă nu răspund la toată lumea, că uite mai sunt Daniela Boșorogan, doamna Janina. O salut Janina. Și eu, da, o salut și eu pe doamna Dorobăț și cred că este o mamă fericită, o familie fericită, au un copil foarte bun, au fiica studentă în străinătate, a terminat liceul anul trecut și acolo cred că va face cinste liceului de unde, în care s-a format. Cosmin Beca, Daniela Boșorogan, Janina Yang de la Direcția Generală de Asistență Socială, îi mulțumim că este alături de noi. Știu că n-am spus toată titulatura. Janina a terminat facultatea și în facultate aveam probleme cu denumirea. Dar tu știi despre cine e vorba și oamenii știu despre ce vorbesc. O femeie minunată. Dragii mei, îl mai întâlnim pe Marin Florin Ilieș, nu doar la liceu. Și a făcut o schimbare radicală în viață anul ăsta, în 2020. Și este unul dintre acei oameni care m-au impresionat. Pentru că am spus, o știți, au mai fost invitați la mine aici în platou la Super Dimineața. Face parte din acea categorie de oameni care s-au hotărât să nu mai stea pe margine, să facă ceva, să schimbe ceva în politica românească. Bine, nu în politică, că nu va încerca domnul director să schimbe politica. E un slogan. Da. Dar s-a hotărât să facă parte din Consiliul Local al Municipiului Deva. Și felicitări! Chiar da. Ați depus jurământul. Da. În câteva cuvinte, de ce v-ați hotărât să vă implicați în viața politică, în ghilimele, a Devei? Da, am stat deoparte mulți ani de scena politică, dar ajungând la o anumită vârstă și având, zic eu, suficientă experiență în administrare, m-am gândit că pot să fiu de folos primăriei, Consiliului Local, comunității din care fac parte. Nu numai în calitate de profesor, dar și în calitate de consilier. Eu cred că expertiza pe care am dobândit-o în acești ani va fi de folos primarului, Consiliului Local și aș vrea să profite colegii mei din Consiliul Local, din primărie, de această expertiză. Pornesc în politică sau am intrat în politică nu pentru că aveam nevoie de un loc de muncă sau de un salariu mai mare. Am intrat în politică pentru că vreau să ajut. Acest lucru le-am transmis și colegilor din Partidul Național Liberal. Aici am crezut că aici mă regăsesc în familia liberalilor. Acest lucru le-am transmis și lor atunci când am făcut acest pas și în continuare le spun și transmit acest lucru și celorlalți colegi din Consiliul Local, din alte partide, să apeleze, să beneficieze de experiența pe care o am, nu numai în domeniul acesta al educației, dar și în domeniul administrației publice. Sperăm să facem lucruri frumoase pentru Deva, să facem, să modernizăm unitățile de învățământ, să creăm proiecte pentru tinerii noștri, încât ei să rămână în Deva.
Să nu mai plece în altă parte, să ne preocupe nu numai condițiile de studiu, dar și locurile de muncă pentru ei, și cred că sunt foarte multe lucruri de făcut, atât în domeniul educațional, al învățământului, cât și în domeniul artistic, al sportului. Sunt și președintele comisiei care se ocupă de învățământ, de sport, de activitățile artistice, și de aceea aș vrea să facem lucruri frumoase împreună. Și sunt convinsă că vor face și exemplific acest lucru, pentru că știți că eu întotdeauna vin cu dovezi. Acum, știm deja și de la 1 TV, dar și de pe celelalte canale de televiziune, de pe mass media, de pe Facebook, Marin Florin Ilieș iubește arta. Deci, aici, la baza piramidei, e educația. Avem nevoie de cultură. Nu știu cum se face că în acest om găsim două lucruri care stau la baza societății. Și credeți-mă, chiar știu ce spun. Decebalul are sala ProArte, unde noi de nenumărate ori am fost la foarte multe evenimente despre cultură. Pictură, muzică, pian, nu mai vorbim, foarte multe. Astăzi, în sala ProArte, dacă tot am scăpat mâine, de scenariu... Mâine, sala ProArte, sâmbătă, că astăzi e vineri, îmi cer scuze. M-a corectat. Place. Îl ador. Mâine, în sala ProArte, dacă tot am scăpat noi așa de scenariu roșu, s-ar putea să fie ultimul eveniment pe 2020 cu publicul. Da, nu se știe, mai avem alegerile. Acolo ne mai întâlnim. Până acolo rămâne un eveniment care se va desfășura mâine, sâmbătă, 7 noiembrie, în sala ProArte la Decebal. Da. Domnul director, vă opresc. Vreau prima dată să rog pe Rosi să ne dea drumul la material și pe urmă să povestim. Turneul național Vioara lui Enescu revine cu recitaluri live exclusiv Beethoven. După seria de concerte în aer liber din septembrie, în această toamnă, Vioara lui Enescu va putea fi auzită live în săli de concert din întreaga țară, on-air și online. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a cânta pe Vioara Guarnierii del Gesù, supranumită Catedrala, pe care a cântat George Enescu, și pianistul Horia Mihail vor prezenta integrala sonatelor pentru vioară și pian de Ludwig van Beethoven. Și am revenit. Și, dragii mei, credeți-mă, sunt afoană. Adică s-o pui pe Ioana să vorbească despre Beethoven, ei, pleonaz curat. Am foarte mulți prieteni care iubesc muzica. Domnule director, 250 de ani atât au priceput și blonda din mine de la nașterea lui Beethoven. Da, 250 de ani de la nașterea lui Beethoven. În acest an, instituțiile de cultură sărbătoresc acest eveniment și împreună cu Radio România Cultural, Centrul Cultural Drăgan Munteanu și Primăria Municipiului Deva, în sala ProArte va avea loc concertul Vioara lui Enescu. Suntem deja obișnuiți și așteptăm cu mare plăcere la Deva pe Gabriel Croitoru și pe Horia Mihail. Îi vom urmări, îi vom viziona într-un concert extraordinar. Gabriel Croitoru va cânta pe vioara lui Enescu, acest instrument extraordinar care se găsește în patrimoniul Muzeului Național George Enescu, și profesorul Gabriel Croitoru are privilegiul de a cânta.
și de a ne încânta. Iată, în fiecare an, dacă nu mă înșel, este al 8-lea an când vioara lui Enescu poposește la Deva. Sigur, Centrul Cultural Drăgan Munteanu a luat toate măsurile de prevenție, a respectat, așa cum am constatat și eu, toate normele sanitare de desfășurare a acestor evenimente. Atunci când pragul de infectare depășește valoarea de 1,5 până la 3, va fi un număr redus de persoane în sală, chiar foarte redus, dar cred că vom reuși să transmitem cu ajutorul dumneavoastră, credem, încă mai negociem, să transmitem recitalul pentru toți cei care nu au reușit să obțină aceste invitații sau din alte motive nu se pot deplasa la sala proarte a Colegiului Național Decebal pentru a-i audia pe Gabriel Croitoriu și Horea Mihail. În acest moment, întrebarea aceea, mai sunt invitații, mai sunt bilete? Nu mai sunt. Nu, deci... de câteva zile, în două zile s-au epuizat toate invitațiile. Vă spuneam că au fost puține invitații puse la dispoziția publicului. O treime din, cel mult o treime din capacitatea sălii va fi ocupată, încât să se poată asigura acea distanțare între fiecare spectator. Situația este de așa natură încât trebuie să respectăm aceste norme, dar eu sper încă cu ajutorul dumneavoastră să putem transmite pentru Deva, pentru județul Hunedoara, acest concert. Nu pot să promit nimic, nu ține direct de mine, dar să vedem. În cursul zilei de astăzi vom afla. Urmăriți pagina de Facebook a domnului director, a postului 1TV, da, a mea personală, unde vom share-ui dacă vom reuși să facem această transmisie în direct. E vorba de Rossi, de el depinde și de șefa. Aici nu ne mai băgăm, dar vedem, poate reușim. A fost așa din scurt, îmi pare bine că am avut, plăcerea să îl am pe domnul director alături de mine. A revenit în platou super dimineața. Mi-aduc aminte primele în emisiuni cu domnul director, câte emoții aveam și câte bâlbe și dezacorduri am făcut. Mă mir că... nu v-am dat notă. Da, și să nu uităm faza cu, cum am zis atunci, Rossi, trepte, știu că am vorbit o prostie. Mi-aduc aminte că emoțiile își puneau cuvântul. Sigur, vă mulțumesc că aveți încredere. Vă dați seama ce se întâmplă, ce emoții au profesorii. Deci profesorii în fiecare oră sunt în fața ecranului, da, și urmăresc elevii și nu numai elevii, ci și bunicii, și părinții, și frații mai mici. Vă dați seama, noi suntem, am devenit actori deja. Îi mulțumesc încă o dată domnului director pentru că mi-acordă această încredere de a veni, pentru că e încredere să vii alături de Ioana la Super Dimineața, să putem promova împreună aceste baze ale societății românești, cultura și educația. Dragii mei, înainte să ne luăm la revedere și să vedem ce facem weekendul ăsta, poate reușim să ne apropiem mental măcar unii de alții, pentru că se pare că nu se mai numește distanțare socială, ci distanțare fizică, și se pare că de luni vom trăi din nou alte vremuri decât cele cu care eram obișnuiți. Haideți să înțelegem odată pentru totdeauna că iubirea poate salva această planetă. Chiar poate salva. Încrederea în noi și gândirea pozitivă poate salva Pământul și pe noi de la dezastru. Haideți să nu mai creăm acea energie
negativă și să credem și să începem să credem că până la urmă împreună vom răzbate. Chiar dacă nu răsare soarele că afară e norad, priviți spre cer, dragii mei, și știți cu siguranță că acolo după nori e soarele. Dacă reușiți să iubiți, să zâmbiți, să fiți fericiți în această zi, pentru că mâine nu știm ce va mai fi, dar dacă reușim astăzi să iubim, cu siguranță ziua de mâine va fi una și mai bună decât asta pe care ați început-o cu Super Dimineața. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Mult succes în continuare și de-abia apuc să vedem cum trecem peste provocările astea online. Nu plecați, revin cu Nicol și horoscop pentru săptămâna care urmează. Vă iubesc. Vă iubesc, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți, că astăzi e cea mai frumoasă zi.